Iar acum, oameni buni, titanii televiziunii, cupidonii, monștrii sacri a iubirii, a emoției, ai lacrimilor de bucurie, sunt aici toți trei pe aceeași canapea. Andreea Marin, Raluca Moianu și Mircea Radu! Televiziunea din România, vă rog. Și că am fi monștri, știi? Da, sacri, domnule. Sacri, sacri, sacri. Când cineva spune de monștru, mă gândesc la... Vă rog frumos, luați loc aici. Mircea, hai de între cele două... Între cele două doamne superbe. Am și câte un buchet de flori pentru voi. Începem bine, toamnă. În numele iubirii, Raluca Moianu, la tine la emisiune. Întotdeauna era buchetul ăsta de flori. Ești iertat, da, sunt iertat. Dar știi că existau confuzii, că acum vreun an m-am întâlnit cu o doamnă pe stradă mai în vârstă, care s-a uitat la mine și a zis: mai mergeți cu buchetul? Bună asta, bună. Și ce ai răspuns, doamnei? Nu, cu caravana. Da, cu caravana, doamne, cu caravana, caravana. Da, să știi că eu de fiecare dată când mă duceam la câte o prietenă cu un buchet de flori, să panica oia în bloc când intram, oare unde filmează, oare ce se duce să facă? Ați prezentat niște show-uri care au făcut... Eu merg cu surpriza. Exact, ați prezentat niște show-uri care au făcut istorie în România și ați făcut niște lucruri fabuloase, drept dovadă că au trecut câțiva ani de când nu mai sunt aceste show-uri și toată lumea le ține minte, sunt momente filmate pe YouTube și întotdeauna auzi glumele astea, surprize, surprize, sau aibă că e din dragoste, sau iartă-mă, nu? Așa adică e, așa sunt show-uri care au rămas. Surprize, surprize, cât a fost? 9 ani? Cred că, da. Aproape un deceniu. Cred că e mare lucru să lași ceva în urmă în viețile oamenilor. Și deși e plină lumea de cârcotaș, de oameni care critică, își dau cu părerea fără ca ei să facă nimic mai bun, eu cred că ce contează cu adevărat este să rămâi în sufletele oamenilor. Am schimbat vieți, fiecare dintre noi, așa cum a știut. 9 ani de zile te-ai încărcat cu energie pozitivă de la public, pentru că uneai oameni care nu se vedeau de foarte mult timp și toți se uitau și de aici și porecla ta, zâna. Și pozitivă și negativă. Negativă? Nu, unde a fost negativă? Pentru că până să ajungi acolo pe ecran, până să reușești să pui în practică ce-ți propuneai și să duci la bun sfârșit acea surpriză, era o investigație uneori de luni de zile, uneori am avut cazuri pentru care investiga echipa noastră mai bine de un an de zile, îi căutam în jurul lumii, uneori nu îi găseam ușor, colaboram cu Interpolul, colaboram cu tot felul de instituții. Era muncă multă. Adică era muncă multă în spate și era... Purul adevăr, nu erau scenarii, erau chestii realiste. Erau oameni care se bucurau că se întâlneau pentru prima dată după mulți ani, unii nici nu știau de existența lor. Îmbrățișările alea sunt memorabile, uite, într-adevăr. Sunt imagini din timpul show-urilor. Erau și surprize de un alt tip. Reîntâlnirile, într-adevăr, erau cele mai emoționante, dar erau și surprize de la cele mici ale vieții, care ne fac viața mai frumoasă. De exemplu, cineva câștiga o bursă parțială în străinătate, un tânăr avea nevoie însă de sprijin pentru a putea să-și împlinească visul și noi reușeam cu ajutorul oamenilor ce veneau lângă noi, a complicilor, să facem posibil viitorul acelui tânăr. Mircea Radu, bre... Ce vreau să remarc, stai puțin, ce vreau să remarc este că Andreea nu s-a schimbat absolut deloc. A rămas așa. Nu știu dacă ai vreo imagine, nu s-a schimbat dar absolut deloc. Dar nici tu nu te-ai schimbat și tu arăți la fel impecabil. Și haide să le spunem oamenilor că atâtea inimi câte a frânt Mircea Radu. Nu știi tu decât pe sfert. Nici pe sfert nu știu. La bătrâneți, așa voi bărbați vă mai dați mare, așa, ce ne mai dă mare, dar eu știu și din perioada când lucram împreună la TVR, adică erau colegele amețit. Bă, a venit Mircea Radu. E Mircea Radu. Da, iar apoi a fost show-ul din dragoste care la fel cât a ținut. Show-ul din dragoste a fost de pe 14 septembrie 2000, țin minte și acum, până în 2009 la sfârșitul lui mai. Deci tot 9 ani, da. Și apoi te-ai întors la știri, și o chestiune, și o chestiune pe care nu multă lume știe. Show-ul din dragoste a apărut pentru că existau surprize. A fost a fost un joc al orgoliului, al concurenței. Bun, al concurenței bun. Adică Antena a văzut ce face TVR-ul, stăpân absolut asta, al serii de sâmbătă și a spus: "Băi, trebuie să facem și noi ceva." Și așa a apărut emisiunea. Și așa ai făcut rost de o rulotă și ai mers în toată țara asta. Măi,
Au apărut ce experiență foarte multe personaje interesante da, în show-ul tău. Dar tu știi ce experiență extraordinară e aceasta? Oricare dintre cele trei experiențe ale noastre. Pentru că noi eram niște copii la vremea aceea. Și 20 ceva de ani avea fiecare dintre noi. Vedetele României? Nu adică eram. Am devenit Andreea. În timp pentru că publicul ne-a îmbrățișat. Dar pentru noi, acel început a fost o poartă deschisă către lume. Noi am învățat să stăm de vorbă și cu eruditul, și cu cel cu patru clase, și cu cel fără nici o școală, dar care are așa înțelepciune. Pământului și n-au mai existat granițe de comunicare între noi și oameni. Raluca, de orice tip. La tine cât a ținut show-ul? Păi tot cam așa. Tot eu am început în mai 2000 și m-am oprit în 2009. Deci tot 9 ani. Da. Iartă-mă, întotdeauna așteptai să vezi dacă vine să-și ceară dacă iertare. Se deschide ușa. Și buchetul ăsta, jur că era emblematic așa. Da, să știi că și acum lumea mă mai întreabă și e interesant că oamenii își aduc aminte de show-urile astea după atâta timp sau că sunt copii care mă întreabă, copii, oameni care acum sunt adulți, dar care la vremea respectivă sigur erau copii și mă întreabă, dar erau adevărate poveștile? Da, erau adevărate. Aici trebuie întrebarea asta aici, din partea publică. Aici, Cătălin, cred că ar trebui să vorbim când vrei tu în emisia ta legat de adevăr și fals, atunci și acum. Am putea discuta. Asta este cred că era da, 90%, nu, 99%. 100%. Noi nu puteam, 100%. Noi nu puteam să facem actori din niște oameni absolut, simpli veniți absolut. Din toate colțurile lumii. Asta pur și simplu motivul, erau surprize adevărate. Motivul pentru care, acum câțiva ani, iar o informație în premieră, acum câțiva ani am avut o discuție cu creatorii formatului, cu cei de la Endemol, și mi-au spus, crezi că ar putea reveni din dragoste? Pentru că a stat o pauză de câțiva ani și ar putea reveni și am spus niciodată. Pentru că niciodată pentru că au fost mulți actori în show-urile astea. Absolut, pentru că au, de atunci, din 2009 până acum, sunt figuranți, sunt emisii bazate doar pe chestiunea asta și atunci cum să vină Mircea Radu să spună că Ioana chiar este Ioana și da, iubește chiar pe... Dar atunci nimeni Mircea Radu chiar a avut-o pe Bianca Drăgușanu care era îndrăgostită și chiar iubea, da, nu? Țin minte cum și acum cum îl chema pe iubitul ei de atunci, îl chema Mihai și mai știu ceva, semăna extraordinar cu Harry Belafonte. Asta a rămas în minte. Asta mi-a rămas în minte. Raluca, da. Știi ce mai e important? Mai ales la emisiunea Ralucăi. Dincolo de glumă, dincolo de faptul că ne și distram fiecare în ziua emisiunii lui, că o țară întreagă era lângă noi sufletește, erau niște concepte de viață sănătoase. A spune iartă-mă este e un lucru pe care oamenii... Și spune te iubesc e ceva... Exact. Oamenii nu spun iartă-mă des. Uite, cu Raluca, nu e firesc cu Raluca nu m-am ei. Întâlnit așa des cum am mai întâlnit cu voi la emisiune. Raluca e un om de radio pentru că ai lucrat da, foarte eu mult sunt om de radio. În radio, în Radio Contact. Eu mai lucrez încă în radio. Da, da, ai lucrat la Radio Contact, apoi la TVR și apoi din nou la radio. Nu, uite așa. Nu? Deci eu am lucrat în radio constant. Eu n-am plecat din radio ca să fac televiziune. Nu? Nu, eu am lucrat la Radio Contact, fugeam la televiziune 2 zile pe săptămână, fugeam de la serviciu 2 zile pe săptămână ca să pot să fac televiziune. Sigur, șefii mei de atunci au zis, ok, dacă nu o lăsăm pe asta să ducă să facă televiziune, sigur o să fugă de tot, că na, mirajul televiziunii. Dar am lucrat în continuare în radio toată viața mea. Am plecat la Magic și acum sunt la Gold. Ce mă și puteți acum ești la Gold asculta de în fiecare vineri. În fiecare fin. Drive Time, nu? Drive Time. Perfect. Drive Time Coaching cu Raluca Moianu la Gold FM în fiecare vineri. Exact. Perfect. Să trăiască Mara. Are 14 ani pentru că viața voastră, știi cum cu televiziunea, atunci erați toți necăsătoriți, voi nemăritate. Tu aveai, ai o fetiță acum, Mara are 14 ani. Mara are 14 ani și 7 luni. Este foarte frumoasă și foarte conștientă de frumusețea ei. Să fie. E sănătoasă și este foarte important că este o luptătoare. Mi-a intrat cu notă mare la liceu, nu m-am lăudat pe Facebook, dar așa este. Bravo, asta de e. Ce? Bravo. Și lauzi. Pentru că m-ar fi certat dacă m-aș fi e normal să fii mândră ca mamă. Îi place televiziunea? Îi place radio? Nu a vrut să apară. În ultimii ani, cel puțin, chiar n-a mai vrut deloc. Așa că dacă o convingi tu, ții minte când o strigai, când era mică, da. Cobora scările la și TVR. Eu îi spun, da, îi spun lui Cătălin la telefon, zic, Cătălin, uite-o te rog eu frumos, uite-o. Când intri în emisie, strig-o pe Mara. Da. Și Cătălin din televizor zice, Mara, m-auzi, Mara? Mara mi-a coborat scările și se uita așa împietrită, nu înțelegea cum vorbea ăla din televizor cu ea.
Mircea Radu, și el a devenit tată. Multiplu tătic, da, să zicem, exact, așa. Da. Și omul ăsta e pasionat de fotografie și face niște poze senzaționale. Asta e o altă pasiunea ta. Dar scrie foarte bine. Și scrie foarte bine. Bă, și mulțumesc foarte mult. Meu. Mulțumesc foarte mult. Niciunul dintre aceste talente nu mă ajută la nimic. Te-a ajutat faptul că în 2012 te-ai căsătorit cu Raluca, care este medic diabetolog. Hai să-ți povestesc o fază. Ai cunoscut-o? Te-a cunoscut? Grijă de sănătatea ta. Dar vreau să știu dacă ea te-a cunoscut văzându-te la Din Dragoste. Măi, să știi că nu se uita, dar am senzația că un punct foarte important a fost al soacrei mele, al mamei Raluca, care era mare fan de Mircea Radu. Și atunci este ieșancă, dragă. Dar spune cum a fost când ai întâlnit-o pe soacra ta. Deci te știa de la televizor, era fana ta și a venit Raluca și a zis, mamă, cu el mă însor. Măi, hai să-ți povestesc. Deci când cum am cunoscut eu pe soacra mea. Deci, în primul rând, în Moldova, acolo, când cunoști pe cineva, băi, se mănâncă extraordinar de mult. Adică, când am cunoscut-o, avea vreo 10 deserturi. Păi, eu fiind din sud și fiind mai sudist, așa, mai cu sălățică, cu roșie, cu brânză, cu roșie, băi, când am văzut masa aia, așa, am zis că mi se întinde o cursă. În fine, bun. Ceea ce aș fi fost adevărat. Da, absolut. Ideea este că Raluca este soția mea, ne iubim, este Clara medic diabetolog, da? Pentru că știi când ce s-a nevoie, întâmplat? Știi ce s-a întâmplat? Când am fost ultima dată la tine, ea termina rezidențiatul în oncologie. Și tu m-ai întrebat și ți-a spus, este oncolog. Mă, și toată lumea, toată presa a luat că soția lui Mircea Radu, care e oncolog. Nu! Este medic, pentru că a făcut după aia rezidențiatul și este și asistent universitar. Ai doi copii, Clara, 2 ani? Clara, 2 ani și un pic, și Tudor. Pe care l-am Dudu, 6 ani și fixă română. Să trăiască, bravo. Andreea, știm, la fel, Violeta. Are 11, spre 12. Mulți înainte, mulți înainte. Mulțumim tare mult. Deja e adolescent în toată regula. E cât mine aproape de înaltă, e... Fată mare, sunt tare mulțumită de ea, așa, de felul în care evoluează. E o fire de artist, nici nu mă miră lucrul ăsta. Te moștenește mai mult pe tine sau pe Mă moștenește pe mine și pe tatăl ei. Că ai fire de artist, adică mă gândesc cântă? Da, amândoi avem firi artistice, să zic așa, chiar dacă meseriile până la urmă sunt ușor diferite, dar tot acolo ajungem, la sensibilitate. Nu, dacă e pasionată să cânte, să... Îmi seamănă perfect, este și o fire foarte logică și în același timp e atrasă de muzică, de dans, de ambina pe toate. De pictură, de desen, grafică și așa mai departe. Vreau să-mi spuneți așa o întâmplare din show-urile pe care le-ați prezentat. 9 ani, deci 9 ani, iartă-mă, 9 ani Din Dragoste, 9 ani surprize, dar una care nu s-a văzut la televizor și care este așa de povestit și de râs și v-a rămas în minte. Îmi dai voie să-ți spun eu o întâmplare, dar nu din show, ci dinainte. Cum am ajuns eu la Din Dragoste? Din culise. Da. Și am ajuns... să mai zic una tare după aia, să nu ui cu tine. Okay. Dar să nu, lasă-mă să o zic acum. Zi-o tu. E adevărat că prezentai știrile la TVR și la un moment dat aveai un prieten care te vâna să ai telefonul mereu deschis și te-a sunat în timpul jurnalului când aveai telefonul deschis? Da. Și? Și deci Mircea Radu prezenta știrile, oameni buni. Să vedeți cum a reacționat. Era în direct. Da. Deci prezenta știrile, sobru, serios, știri externe chiar. Și la un moment dat avea telefonul mobil în haina, în buzunarul de la piept. Da. Și avea un prieten care îl vâna de fiecare dată când era în direct să-l sune, să-i sune telefonul în direct. Și atunci ai uitat telefonul deschis, ți-a sunat telefonul în direct, tu l-ai închis, ai băgat mâna la știri. Am băgat mâna ușor, așa. În direct. L-am închis în direct. Și a continuat știrea. Și a continuat știrea. Era apoi mesajul vocal, a fost ceva de genul bună Mircea, vreau să văd ce mai faci. Da, vreau să văd ce mai faci. Dar era indirect. Da, văd că ești ocupat. Bine, lasă că mai vorbim. Și mai vreau să mai spun una din culisele, că n-am fost curios la TVR, dacă e adevărat. Avea Cătălin un păr, nu exagerez. Da. Atâta era. A? Plete. Dar e adevărat, la prinsa Andra și la știrile. Asta a vis colegilor mei. Mircea Radu prezenta la un moment dat știrile la TVR. Și colegii făceau tot felul de surprize și a trecut o domnișoară așa în costum de baie prin spatele camerelor de vedere și tu trebuia să filmezi? Să fii serios la știri? Da, tu știi că eu nu mi-aduc aminte. Cum să nu mi-aduc aminte? Nu dar nu știu. Nu, la ceva. Nu știu cine a pus la cale chestiunea asta, înțeleg. Nu știu cine a pus la cale chestiunea asta. În fine, bun. Hai să spun, știi cum am ajuns eu la emisiunea Din Dragoste? A fost casting, am înțeles că au fost vreo 200 și ceva de oameni. Unii care aveau ce să caute, alții care nu. Dar, domnul Lazaru, fii atent cum am ajuns.
aveam vreo 14 ani, îmi dai voie să... Un minut, nu durează mai mult. Aveam vreo 14 ani și era pentru prima dată când mama îmi dădea, mi-a dat bani să mă duc să-mi cumpăr pantofi eu, adică să nu mai merg cu ea. Și pe vremea aia erau, se vânau niște pantofi bulgărești, costau 300 de lei, imens, așa că erau foarte, foarte frumoși. Mi-a dat banii mama, m-am dus, am traversat parcul Ioanid, în propriu zis am traversat pentru că m-am oprit pe o alee. Acolo o doamnă cu fuste crețe se uită la mine și zice: mâncați aș ție, frumosule, lasă-mă să-ți ghicesc în palmă. Nu pot să cred! Și eu zic, bine, 14 ani, mă. Da, deci, deci de atunci ți se zicea frumosule. Scot mâna, zice cu tare, și dăm niște bani, niște... Băi, m-a lăsat aia fără niciun ban. Adică ți-a dat banii de... Da, bă, deci m-a lăsat aia fără niciun ban și la un moment dat zic, bine, acum, că drumul de seară, că dude. Și zic, zice, gata, hai să termină. Păi zic, ce să termină? Zic, dă banii. Care bani, măi, halatitule? Și a strigat pe unul, Belmondo, Sandocane, veniți încoace, s-au ridicat unii, m-am cărat. Ai rămas am rămas fără pantofi, în schimb am rămas cu amintirea asta. După ani de zile, mă întâlnesc cu Andreea, era a doua ediție de la Surprize, și îmi zice, Mircea, te rog să vii în emisie la mine, pentru că o să cunoști pe cineva foarte important, o ghicitoare. Băi, momentul ăla când am... Când am auzit de ghicitoare, măi, mi-a stat inima, înțelegi? Mă, venea să-ți aducă banii. Nu numai că o iubesc pe Andreea, o și respect. Și m-a zis, băi, frate, ce ghicitoare, bă. Când auzeam de asta, mi se făcea părul în cap așa. Și zice, este fosta ghicitoare a lui Salvador Dalí. Ți-aduce aminte? Da. Era o poveste mai complicată. Okay. Am ajuns la ea, mi-a dat în cărți, femeia mi-a spus așa, nu va trece un an și te vei pleca de aici, vei face cu totul altceva. Am și uitat. Restul istorie, am plecat, am făcut din dragoste într-adevăr și după vreo câțiva ani, la etajul 42, unde era biroul domnului Lazarov, numai eu cu domnia sa, stăteam, și la un moment dat îl întreb, zic, domnul Lazarov, dar cum de m-ați ales pe mine un om pe care nu l-ați văzut niciodată, da. Nu m-am dus niciodată? Și a zis, i-a ghicit cineva. Nu mai zice, m-am uitat la Andreea. Te-a avut invitat la o emisiune în care îți ghicea cineva. Băi, băiatule, ca să vezi cum e soarta și viața. Am mai rămas restanți cu câteva povești de la celebrele emisiuni. Iartă-mă și surprize. Mircea Radu ne-a povestit prin ce, cum a ajuns el de fapt să fie prezentator la Din Dragoste. Și asta cu Bre, trebuie să-mi spui de unde e. Mircea Radu Bre. Da, este că... Și o an de zile ți-am zis Mircea Radu Bre. Okay. Este că în urmă cu mulți, mulți ani m-am dus... o doamnă îl iubea pe un domn, în fine, de la țară de undeva. Și omul ăla a venit la poartă și a vorbit cu mine până la dat, ce e Bre? Da, pe cine cauți Bre? Da, mă, Bre, lasă-mă, Bre. Și atunci am luat-o, am prins-o. Nu, am prins-o și cât am vorbit cu el, bre. Și au prins-o cârcăta și au tăiat, au scos și m-au lăsat numai pe mine cu Bre, Bre, nu? Da, cu găinușe pe vremea aia, da. Așa. Și de atunci a rămas Mircea Radu Bre. La tine, Raluca? Deci eu vreau să spun așa. Porecla ta care era? Iartă-mă. Iartă-mă, pe bune? Mă striga lumea pe stradă. Iartă-mă! Și la tine o întâmplare? Eu când am intrat în radio, deci imaginează-ți cum sunt viețile noastre legate, da? Ei căutau o voce de băiat. Până la urmă m-au luat pe mine, că au zis, a, uite, asta e isteață, hai că se descurcă, bun, au luat o fată. De ce căutau un băiat? Pentru că acest individ de lângă mine, Mircea Radu, vroia să fugă în televiziune și fuge din radio în televiziune și atunci se creează un loc. Și ghici! Și totuși în 93, când ai ajuns tu în Radio Contact, eu eram deja acolo, mi-au aminte de tine și vezi ce înseamnă, ce memorie selectivă și absolut aiurea am. Mi-aduc aminte de tine că aveai un pulover roșu. Mai ai puloverul ăla? I-a spus domnului Lazarov. Petre Romana avea puloverul ăla roșu. I-a spus domnului Lazarov odată la o întâlnire, zice, domnul Lazarov, eu mi-aduc aminte pe fata asta, fata cu părul lung și un pulover roșu. Și Lazarov zice, mai Mircea, mă, tu erai îndrăgostit de ea. După ani și am poți să ne recunoști, Mircea, e ok. Am lucrat foarte puțin împreună atunci, pentru că el chiar a șters-o în televiziune, iar eu cumva am intrat în locul lui la matinal și așa am învățat meserie. Ai ajuns și tu în televiziune. Și apoi am ajuns în televiziune și din nou colegi. De la surprize, dar ceva că nu s-a văzut.
Au fost foarte multe întâmplări grele. De exemplu, oameni dispăruți după război, se rupsese total legătura dintre familie și ei, pentru că ei ajunseseră, soarta așa a fost, într-un alt colț de lume, și noi îi găseam după 30, după 40, după 50 de ani de când se stabiliseră clar într-un alt colț de lume. Și mi-amintesc de un argentinian care devenise un arhitect bine cunoscut și l-am adus acasă, își dai seama, el era bătrân și plecase tânăr, la 18 ani ca militar a plecat el pe front și nu s-a mai întors. Și-a revăzut familia și anul viitor a murit. Deci niște lucruri de suflet cu adevărat, iar investigațiile erau o adevărată aventură pentru noi, pentru că noi nu puteam întreba direct omul, ci noi trebuia să facem toată căutarea pe lângă. Ce vreau să mai spun este însă că noi nu trăim în trecut. Și cred că e important. Da, avem bucuria de a ne uita în urmă și a vedea că am făcut lucruri frumoase, dar fiecare dintre noi a construit în continuare. Toți oamenii care au făcut astfel de formate au ajuns să lucreze în televiziuni diferite, în case de producție, în alte domenii, poate, în publicitate. Eu am, de exemplu, propriile mele companii de comunicare. Deci fiecare dintre noi trăiește în prezent. Practic, bine, astea sunt ancorat și de viitor, compania aceasta de comunicare, nu? Ceea ce fac eu este să creez concepte de campanii, fie umanitare, fie de PR, pentru companii din țară și din străinătate. Acesta este principalul obiect de activitate al companiei. Și nu spune, Cătălin, pentru că eu mi-aș dori să le văd făcând emisii. Chiar mi-aș dori să vă văd pe toți trei. Chiar mi-aș dori. Pentru că Andreea, în ultima perioadă, a mai cochetat cu televiziunea. Da, nu mai am timpul de a face doar asta, pentru că fac prea multe lucruri și le-am construit cu capul meu și nu vreau să le las deoparte, dar sunt deschisă oricând toți către televiziune. Toți trei presupun că sunt deschiși și microbul ăsta rămâne. Vreau să vă fac o surpriză și să vă uitați puțin la ecran, pentru că am o fotografie care s-ar putea să vă placă foarte tare, mai mult decât sigur. Sunteți aici. La Madrid, suntem la primul nostru drum împreună ca echipă. Nu, Cosmin Cernat, Dan Negru, Andreea, domnul Lazarov, Raluca și Mircea. E foarte important să vă spun că era prima dată când mergeam la Madrid. Am coborât din avion, am luat un taxi, că așa mi s-a spus, mi s-au dat indicații. Cobor din taxi și vii la acest turn, mă rog, cel mai înalt din centrul Madridului. Torre și aici casă. Va fi biroul meu. Și ce crezi, intru în taxi, un taximetrist spaniol, da? Și îi spun adresa unde merg. Și el se întoarce către mine. Mergeți la regele Lazarov? Și eu am rămas surprins să zic, dar de ce spuneți asta? Lazarov este regele televiziunii în Italia și în Spania. A construit televiziunile lui Berlusconi. Asta îmi spuneam eu, un taximetrist, un om de meserie, înțelegi? Adică mi s-a părut extraordinar. Bine, era multipremiat, avea inovații în domeniul Manoliu, televiziunii. TVR, am văzut zilele trecute, a pus un filmuleț când Valeriu Lazarov realizase o emisiune cu Salvador Dalí. Un show de televiziune prin anii 70, fabulos. Oameni grei și am avut șansa asta de a fi acolo. Pe toți aici și mi-a fost foarte dor de voi. Mulțumim. Și sunteți niște oameni senzaționali, pe cuvânt. Și mulțumim. Dai seama ce emisia ar ieși cu noi toți la un loc? Vreau să zic că sunt mulți oameni care ne-au trimis mesaje pentru voi și vă salută. Uite, ești un prieten, Petrișor Obaie, de la pagina de media, care se uită la emisiune și a zis că îi place să ne vadă pe toți la un loc și să povestim despre toate aceste lucruri. Ne chiar bucurăm, salutări, Petrișor. Diferite, chiar dacă au fost suntem proiecte colegi diferite, corect. Indiferent cum ar Mircea, fi Mircea, pe final, te rog frumos, Ciucă, vino puțin aici. Am o situație. Vino un pic aici pe canapea, că e fără rulotă domnul Mircea Radu, dar te poate salva. De iubire neîmpărtășită. Dacă nu-l poate ajuta Mircea, te ajutăm noi. Nicio problemă. Deci este Radu Ciucă, colegul nostru, un băiat senzațional, de nota 10, bă, dar n-are noroc în dragoste. Trist. Legat și cu uniile, dar nimic. N-are noroc în dragoste, adică este o dragoste neîmpărtășită, iubește pe cineva și nu... Nu, el tot își caută și doar pe Instagram și e de vreo 8-9 luni burlac. Dar în viața reală nu găsește o fată pe Instagram. Nimic. Păi nu, dar asta e caz de surprize. Nu! Ciucă e bătaie pe tine!
E bătaie pe tine. Sau iartă. Uite, uite, știi ce cred că trebuie? Trebuie să te uiți acolo, și să-i spui cât de mult o iubești. Nu că am camera mea acolo. Are camera. Dar cui? Păi nu contează, Să vină spre tine. Celei care va veni. Să-i vadă potențialul. Exact. Să vadă că știe cu ele, știi? Asta e. Așa. Ascultă-l pe bătrân că ce știe. Ce trebuie să zic? Poți arată-ne ce niște poți. Texte? Da, arată-ne eu ce poți. Eu zic să ceri universului ce-ți dorești. Da. Dar să știi ce-ți dorești. Și să zici iartă-mă pentru tot ce ai greșit până acum. Și ce o să greșești? Ce o să greșesc? Ești cu camera, haide, că ești domnul Mircea Radu aici. Începe simplu, cu un număr de telefon. Dacă știam, făceam și eu un text dinainte, ceva. Păi nu-i mă cu texte, că în televiziunea de atunci și cum facem și noi aici la emisiune, ce-i cu texte, ți-a zis cineva ce să zici sau că te chem aici? Zici și tu ceva. Și în dragoste trebuie să fii spontan, nu? Da, exact, din dragoste fii spontan ca să-ți apară o surpriză, surpriză. Exact. Și apoi iartă-mă, hai. E gol. Acum știm de ce e singur. Asta era. Știu că ăsta a fost momentul tău de celebritate. Mai gândește-te. Puteți să spui, bă, sunt un suflet singur, bă, chestiile alea. Dar lumea știe asta. Nu mai știe lumea. Telespectatorii noștri mai ales. Da, asta e. Atât. Atât s-a putut. Data viitoare. Ne chem și până atunci învață rolul. Pe exact. Poate se primă cu rulota, poate reușim ceva. Mulțumim, Ciucă. Îți mulțumim, te mai căutăm noi. Până la urmă, fetelor, să știți că vorbește băiatul. V-am zis, are și salariu bun. 8 ore de lucru. Are două ferme la Orlea, în zona Oltului, așa că puteți să-i scrieți în continuare. Radu Ciucă pe Instagram. Vă mulțumesc mult că ați venit. Proiectele de viitor, Andreea? Da, cu mare plăcere vă spun că încep în forță toamna, chiar săptămâna viitoare, și vă aștept și pe voi, echipa voastră care a susținut încă de la început campania Ajută-ne să ajutăm. Ții minte, cea cu medicii voluntari care operează gratuit. Corect. Ne apropiem de 100 de operații complexe făcute gratuit. Acoperim din donații de 2 euro, plus 2 euro, plus 2 euro, doar consumabilele necesare în operații. Un SMS simplu la 8838 înseamnă o donație de 2 euro. Foarte urmăriți-mă frumos. Pe Instagram. Pentru tine, Mircea, toamna asta? Toamna asta nu diferă foarte mult de toamna trecută. Pur și simplu nu am, în momentul ăsta nu am niciun fel de proiect. Și stau cele mai importante proiecte, copii. Da, copii. Da. Și blogul, scrie pe blogul ăla, că scrie senzațional. Extraordinar, scrie. Căutați Mircea Radu pe blog, scrie fabulos. Raluca, ne auzim la radio. Da, Raluca își reîncepe emisiunea la radio, își reîncepe cursurile pentru că eu predau de câțiva ani deja radiojurnalism și comunicare, public doamna profesoară. Speaking. Așa, fac și proiecte de PR cu asociata mea, Cristina Cojucar, și lucrăm pe branding personal pentru diverse persoane care doresc să își pună în valoare munca. Așa, brânduiește-l și pe colegul lui. Pe Ciucă, băi, Ciucă, gata, mă, e salvat. Să zicem la rebranduit. Adică din burlacul emisiunii o să găsească Raluca Moianu ceva, să te reabilităm. Uite, e o domnișoară în roșu care se uită la tine, nu colega noastră frumoasă. Da, bine, noastră, imaginea ne place. Imaginea ne place, Lavinia Petre, e frumoasă, măritată, cu copii acasă. Ciucă. Adio. Vă mulțumesc mult de tot. Mulțumim noi tare mult. Sunteți foarte mișto și foarte... A fost o plăcere, mulțumim. Să știți, m-am bucurat foarte tare că ne-am revăzut și că ați venit aici. Sunteți senzaționali. Și sunteți, meritați toate aplauzele din partea celor de aici și celor de acasă, pentru că sunteți oamenii care au făcut istorie în divertismentul din România. Și asta e tot ce contează. Mulțumim, continuă tu! Continuă! Tu mai departe! Mulțumim mult de tot! Mircea, te pup, Andreea, sărut mâna! Sănătate și ne vedem curând! Să nu uitați florile! Să nu uitați florile! Mulțumim mult de tot! Să aveți grijă de voi și vă mai așteptăm cu mare drag!